Anul competițional care s-a încheiat a poziționat echipa pe locul 4, ceea ce a împiedicat practic atingerea obiectivului declarat la începutul campionatului, acela de a promova în Liga 1. Așa cum am anunțat săptămâna trecută, în calitate de partener finanțator, am analizat, am trecut printr-un proces complex de evaluare a perspectivelor de colaborare cu Petrol. Ne aflăm în fața dumneavoastră pentru a comunica că la finalul acestei evaluări, decizia grupului Veolia este de a rămâne în continuare alături de Petrolul Ploiești, dar ne dorim ca să rămânem în condițiile în care se înțelege că am intrat împreună într-un proiect și nu dorim să mai avem presiunile de anul trecut, să fim obligați să schimbăm 4 antrenori pe sezon, pentru că acest dialog al forței nu mai poate continua. Deci este una din condițiile sine qua non ca Veolia să rămână. Dacă nu, Veolia pleacă. Vă rog frumos să mă lăsați să vorbesc. Da? Vă mulțumesc frumos. Gândul și dorința inițială a rămas și astăzi. Da, obiectivul în acest sezon nu a fost atins. Dar am considerat că acest club și promisiunea inițială de a aduce această echipă cât mai repede mai merită o șansă pe care suntem dispuși să o oferim. Avem încredere în noua formulă că obiectivul va fi atins în acest an competițional. Un proiect care, în opinia mea, este un proiect formidabil, un proiect la care trebuie ca toți cei care sunteți aici, în special cei care veniți în tribună, evident, mai departe, partenerul finanțator, conducerea managerială, conducerea tehnică și, nu ultimul rând, poate în primul rând, echipa, sunt factori care sunt hotărători în obținerea unei performanțe. Petrolul Galați, nu trebuie să vă spun eu, știți foarte bine, peste nu mulți ani, 2024, face 100 de ani de la înființare. Este o cifră formidabilă, dar o cifră care obligă. Obligă pe toți cei implicați în fenomen. În cariera mea am activat și la nivel de Liga 3, și la nivel de Liga 2, la nivel de Liga 1 la vârf. În toate categoriile și în toate situațiile nu am avut decât succes. Nu am nicio ratare la niciun nivel a unei promovări sau a unui obiectiv pe care mi l-am propus. Aș vrea să particip, îmi doresc din suflet să particip la acest proiect, evident, dacă toți factorii implicați în acest fenomen sunt la unison, hotărâți să obțină o performanță majoră. În opinia mea, performanță majoră nu înseamnă să promovezi în Liga 1, să fie acolo o echipă de pluton, înseamnă să promovezi pe un proiect sănătos, un proiect serios, să devii o echipă puternică de Liga 1, astfel încât din anul al doilea de participare în Liga 1 să te bați pentru cupele europene, și mi s-ar părea formidabil, fantastic, dar la îndemână, să știți, nu este poveste, ca aniversarea 100 de ani să vă prindă, să ne prindă, dacă o fi, să fac parte din acest proiect, să ne prindă în postura de campioni antitră. Sau campioni în devenire. Ăsta este obiectivul pe care ni l-am propus împreună. Pentru acest obiectiv, partenerul finanțator știe ce are de făcut, pentru că am discutat în linii mari, evident, pentru că nu putem vorbi de amănunte la momentul de față. A promova în Liga 1 mi se pare un obiectiv mai mult decât facil. N-ați făcut-o până acum, probabil pentru că s-au făcut greșeli, nu-i cazul să fac eu analize, dar cred că nu ați fost o familie. Familie, când zici familie, înseamnă la un loc, finanțator, antrenor, echipă, suporte. Dacă o verigă din acest lanț nu funcționează, să știți că șansele de reușită
sunt minime, adversarii vor avea o șansă în plus. Vă mulțumesc deocamdată. Dacă o să mă întrebați de antrenor sau, iarăși, mi se pare puțin prea repede să vorbim de asta, avem negocieri făcute, evident, dar în postura în care astăzi sunt, de doar propus la funcția de președinte al Clubului Oțelu, mi se pare indecent să vorbesc de strategii. Nu. Iertați. Îmi cer mii de scuze. Am încheiat. Deci putem discuta după AGA, putem discuta în amănunt despre toate subiectele. Eu am vrut și astăzi cu dumneavoastră, reprezentanții suporterilor, să vorbim și de viitorul antrenor. Am vrut să vă consult, să ne consultăm. Din păcate n-ați venit la întâlnire. Nu știu din ce motive. Poate altă dată. Haideți să epuzăm întâi partea de conferință de presă, întrebările jurnaliștilor. Haideți să epuizăm partea. Dacă vreți să respectați întâlnirea, o respectăm. Dacă nu, mă ridic și plec. V-am spus, înseamnă că n-ați înțeles. Vă rog să mă ascultați. Vă rog frumos, vreți să plec? Da. Mulțumim frumos. În acest moment, petrolul nu mai are finanță. Pot să răspund la întrebare, mă rog, cât pot să răspund eu, deci acum în situația asta. Acum trei ani pe vremea aceasta, când au venit aici, în această sală, ne-au promis mare acusarea și ne s-a spus că nu vom avea niciodată telefonul închis. Se va răspunde tot timpul și mai departe. Cum? Noi avem argați ca să comunicăm unul cu altul? Ne-au făcut clubul ăsta de o clică de pervers. Ne-au băgat oamenii în acte care n-au vrut să caute, ne-au dat pe noi afară ca să vină ei. Am acceptat. Dar nu se poate așa ceva. Ca să știți de la noi. N-avem nimic cu dumneavoastră, cu nimeni. Vrem să fim transparenți. Vrem transparență în primul rând. Am înțeles. Domnilor, țineți cont că nu stau investitorii la ușa fotbalului românesc. Este o secetă incredibilă. Vor muri multe, foarte multe cluburi. Când avem un investitor de talie asta, cred că trebuie să fim mai concilianți și unii și alții. Eu asta vă cer. Fac apel la rațiune, la rațiunea dumneavoastră. Voi puteți să deveniți o forță adevărată în fotbalul românesc. Aveți toate ingredientele. Aveți un stadion formidabil. Aveți un public. Sunteți un public fantastic. Aveți un sponsor care nu precupețește efortul financiar. Că poate mai greșește în relațiile astea de comunicare cu voi. Vă deranjează. Nu sunt greșeli majore, domnilor. Altele sunt greșelile mari care se fac în țara asta, când se falimentează cluburi. Știu club, că ați văzut, mă obsedează, am rămas, numai sunt gălățean de atâția ani și îl am peste tot, nu e o rușine asta. Oțelul Galați s-a reînființat ca voi și s-ar putea să moară încă o dată. Credeți-mă, nu-i ajută nimeni, absolut nimeni, nici primărie, nimeni, absolut. Au așteptat sponsor, combinat, nimeni nu vrea, sunt în situația în care nu se înscriu în campionat și se vor desființa din nou. Vreți așa ceva?